pot să vă arăt de aici, nu? Am posibilitatea să vă vorbesc despre cartea pe care am tradus-o în două feluri. Foarte scurt într-o propoziție, într-o frază, sau puțin mai lung în 4-5 frase. Foarte scurt, aș spune așa, citit această carte, pentru că este una dintre puținele în care un neamț vorbește bine despre român. În varianta puțin mai lungă, ar spune următorul lucru. În universul din care venim, doamna profesoară Treția, Ilia Vladimirov și cu mine, adică cel la limbilor clasice, latine și al limbii grecești, trebuie să ne justificăm mereu opțiunea. Trebuie să arătăm că disciplina noastră este utilă la ceva. Atunci găsim puțin de răspuns. Găsim răspunsul că învățăm latinește pentru că trebuie să ne cunoaștem trecutul, că limba latină este un bun identitar, că e un bun de integrare europeană și așa mai departe. De fapt, limba latină este un bun cultural. Este cheia pentru intrarea fiecăruia în cultura majoră. Tot așa, cartea pe care am tradus-o eu, absolut întâmplător, pentru că nu sunt germanist, știu, neamțește așa, la mod marginal. Cartea aceasta este bună dacă în drumul spre mare avem de trecut podul de la Fetești și ne plictisim groaznic la trecerea de acolo și e un fel de consolare. Cartea aceasta care se vede ce se poate face la Fetești vreme de un an de zile, în Fetești de acum 100 de ani, care în sat, literalmente, sub ocupație germană. Cartea pe care am tradus-o eu se desfășoară un an de zile în spatele frontului la Fetești și o jumătate de an la București. E o carte excepțională, nu atât pentru că vorbește autorul bine despre români, ci este o carte importantă pentru că este un bun cultural excepțional. Întâmplarea face ca acest simplu soldat din armata germană să fie un jurist eminent, un mare specialist în drept internațional, despre care în momentul în care m-am apucat să traduc cartea aceasta și chiar până la sfârșitul n-am știut mai nimic. Am aflat după aceea la domnul Daniel Kain că Gerhard Feldburg este un pseudonim pentru Bogislav Tilca, că acest domn nu a murit așa cum am crezut eu în tranșeele din Frontul de Vest, ci că a trăit până probabil în anii 60, nimeni nu poate să confirme lucrul acesta, dar se pare că așa e, și că a dat câteva manuale importante de drept internațional în perioada intervenită și că a scris o carte științifică despre ocupația germană din primul război mondial pe anii 30. Cartea pe care am tradus-o este redactată încă cu litere gotice, a apărut în 1930 și eu am datorită oncului meu, Gheorghe Ciocultan, germanist și orientalist, care mi-a plasat-o și mi-a spus citește această carte, este extraordinar. Așa o permit să vă pasez și eu dumneavoastră, o carte extraordinară, să găsiți acolo umanitatea ocupantului, o să găsiți acolo problemele pe care un intelectual le are în clipa în care merge la război, o să găsiți acolo o așa numită doctorie academică, adică o companie în care soldații sunt titrați, sunt doctori, unii juriști, alții clasiciști, sunt oameni care merg pe front în tranșee cucidide în geantă, conștienți de faptul că primul război mondial al Europei, dacă pot să spun așa, este războiul peloponezian. O să găsiți acolo un ocupant civilizat care se întâlnește excepțional cu localnicii, care nu pot fi